tânără antreprenor absolventă a Facultății de Arte Plastice și a Liceului de Arte din municipiu și-a deschis în urmă cu un an de zile o florărie deosebită în municipiul Târgu Jiu. Pentru îndeplinirea visului său, tânăra a accesat un proiect cu fonduri europene, reușind să își pună astfel la punct cu minuțiozitate și cu sprijinul sorei arhitect florăria mult visată, asta în decembrie 2019. Tânăra afaceristă a reușit prin intermediul clientelei astfel atrase în spațiul în care și-a pus amprenta personalității sale să reziste pe piață în ciuda pandemiei care și-a făcut apariția la scurt timp după ce a deschis ușile Belart, florăria în care a investit suflet. Am deschis florăria în 2019, în decembrie, de ziua fetiței mele. A fost cadou de ziua fetiței mele. Pasiunea a venit, de fapt, mai mult pasiunea pentru artă. Eu pictez și am terminat Facultatea de Arte Plastice, Liceul de Arte Plastice. Asta fac de când mă știu, adică creație. Și m-am decis să deschid o florărie. Am făcut un proiect pe fonduri europene, în cadrul CBU susținea antreprenoriatul. Și de acolo a pornit business-ul cu florăria. Cu toate că e o perioadă mai aglomerată, mai grea, să zicem acum, cu pandemia. Da, urmarea pandemiei, nu sunt evenimente, dar flori tot cumpără toată lumea cu diverse ocazii, cu zile de naștere și așa mai departe. O floare tot timpul este binevenită. De altfel, prin serviciile deosebite, în scurt timp, florăria Andrei Chivu s-a umplut de clienți, asta și pentru că aranjamentele florale realizate de tânăra artistă în Ale Frumosului sunt personalizate în funcție de preferințele clientelor care ajung fie să comande florile, fie să le primească. Acum este o perioadă mai aglomerată, ne pregătim pentru... este luna iubirii, a fost Valentine's Day, iar acum urmează dragobetele. În perioada aceasta se cumpără foarte multe flori, încât toate doamnele și domnișoarele, cred că nu există doamnă sau domnișoare care să nu primească flori în perioada aceasta. Florile, aranjamentele, le realizez în funcție de persoana care le primește. Mai întâi discut cu persoana care oferă, clientul, discut câteva... povestește câteva lucruri despre persoana care le primește, adică cum este, ce îi place, ce culori, ce preferă cel mai mult, și de aici pleacă toate aranjamentele. Deci nu ceea ce îmi place mie sau ceea ce îi place domnului clientului, adică ceea ce îi place persoanei care le va primi. Asta este cel mai important, să ajungi la sufletul omului. Și florile diferă, le schimb de la o săptămână la alta. În perioada asta aduc foarte multe, adică flori de primăvară, trandafiri, bine, și tot timpul. Dar florile le schimb de la o săptămână la alta, încât clientul să nu se plictisească, să fie mereu ceva nou, alte accesorii, tot timpul iau alte vase, alte, nu știu, accesorii și așa mai departe. Florile le aduc din Olanda, le cumpăr de pe bursa de flori, le comand o săptămână înainte, iar fiecare miercuri primesc florile. Florăria Belart este deschisă de luni până sâmbătă pentru cei care vor să ofere un cadou deosebit persoanelor pe care le iubesc, admiră, ori le sunt recunoscători. Aranjamentele Belart se realizează fie pe loc, fie la comandă, iar ceea ce realizează Andreea Chivu este unic, fermecător și de impact pentru cei care știu să aprecieze limbajul florilor, aduse direct din Olanda, de pe bursa de specialitate.